Sănătate Parlamentul descrie un studiu însoțit și de câteva republicări esențiale din opera părintelui Toma Chiricuță. Sigur că este mare bucurie atunci când ne dăm seama de ceea ce au făcut cei care au venit înaintea noastră. Și le prețuim memoria și încercăm să le urmăm exemplu. Acum, ceea ce privește viața și opera părintelui Toma Chiricuță, fără îndoială, fiecare dintre dumneavoastră sunteți familiarizați cu ea în mare măsură. Și dacă ar fi să evidențiez trei aspecte esențiale din viața și opera sa, m-aș opri în primul rând la faptul că, așa cum declara el însuși într-un text rămas în manuscris, avea un program liturgic foarte bogat. Ceea ce arată că se preocupa, în primul rând, de slujirea liturgică a lui Dumnezeu. Iar acest program liturgic era unul care se reducea duminica la Sfânta Liturghie. Părintele Toma Chiricuță slujea Sfânta Liturghie de 4 ori pe săptămână. Iar dacă mai picau și alte praznice, chiar mai des de atât. Avea un grup de credincioși pe care îi împărtășea săptămânal. Și de aici aș spune, de la acest nucleu esențial în relație cu Hristos, au apărut toate celelalte roade. Mi-a plăcut foarte mult ceea ce a spus un părinte. Zicea pe următor, o parohie și o mănăstire stau așa cum trebuie sau încep să decadă după felul care se raportează la Sfânta Liturghie. Se face Sfânta Liturghie des, oamenii vin, se spovedesc, se împărtășesc, acolo există un viitor. Nu se face, atunci tot ceea ce înseamnă credință începe să diluieze. Nu dintr-o dată. Dar, ușor, ușor, oamenii încep să-și acorde atenția sufletească unor lucruri mai puțin importante în relație lor cu Dumnezeu. Și ce se întâmplă atunci când slujești de Sfânta Liturghie? Predicește-ți. Pentru că nu poți să-i lași pe oamenii alături de care trăiești în acest mister al întâlnirii cu Hristos fără cuvânt. Iar cuvântul respectiv pe care îl adresezi prin predici, prin catecheze, prin acele mici cuvântări pe care le ții, este un cuvânt care se naște în inima ta. Este un cuvânt viu. Un cuvânt pe care Dumnezeu ți-l pune acolo, astfel încât să-l împărtășești oamenilor. Și tot în manuscrisul respectiv, Părintele Toma Chiricuță spunea, avea un program de cel puțin 5-6 cuvântări săptămânale. Făcea un plan, aproape la fiecare dintre ele, un plan foarte bine documentat, și tărbuia credincioșilor atât Sfânta Evanghelie, cât și cărți din Vechiul Testament și, în același timp, trecând peste granițele părții religioase, se interesa și de cultura, de rezultatele culturii din vremea sa. După ce se trece de această etapă a cuvântului rostit, și vedem lucrul ăsta și în viața Sfinților Părinți, în ce să ne uităm la Sfântul Ioan Gură de Aur, la Sfântul Gregorie Toru, se ajunge la partea cuvântului scris. Acel moment în care Părintele a decis înființarea unei tipografii pe care a intitulat-o succesiv în Tena de Arme. Și a unei reviste intitulată Ortodoxia. Precum și a multor publicații care au apărut și care au reprezentat roadele acestei misiuni pe care le-a desfășurat. Acum, sigur că în epoca noastră modernă, când se publică foarte mult și avem multe edituri și multe publicații religioase, mi se pare un pic așa, un rezultat poate nu chiar de luat în seamă. Dar gândiți-vă că toate lucrurile acestea s-au petrecut în anii 30-40. Că publicația cartea religioasă era destul de subțire și existau destul de puține voci care puteau să vină și să spună cu adevărat, destul de reprezentativ. Și de aici se naște și partea a doua cărții, partea care nu a fost dusă la bun sfârșit, ca să spun așa. Acest așezământ a Sfântului Ciprian, pe care Părintele și-l-a dorit foarte mult, dar nu a ajuns să-l vadă ascuns în realitate. Pentru că așa se întâmplă. De la cuvântul rostit, se ajunge la cel scris, când se ajunge la cel scris și oamenii încep inși să devină purtătorii lui, se ajunge la partea din rostenie. Când vrei cu adevărat că tot ceea ce ai cunoscut și tot ceea ce ai învățat de la Părintele tău duhovnicesc și de la alți părinți pe care i-ai citit, ți-l-ai ascultat, vrei cu adevărat să iei această comoară și să împărtășești și asta a vrut să facă prin așezământul Sfântului Ciprian. Și din păcate, cum știți, avem
Dar într-un fel sau într-altul, acest așezământ trăiește astăzi pe fiecare dintre dumneavoastră. Pe sunteți urmașii celor care l-au cunoscut. Iar dintre dumneavoastră, probabil l-ați cunoscut și direct. Și trebuie să mă trisesc un pic gelozie iubită din punctul acesta de vedere că eu nu m-am predicit decât să-l cunosc prin auzite și textele lui. Și cartea aceasta reprezintă un rezultat firesc al întregii muncii pe care părintele a depus-o. Și trebuie să-i mulțumim și părintele Nicolae Lascu că s-a implicat și la dovadă de o muncă intensă pentru a aduce cu plinoză cinstire uneia dintre mari predicatori ai secolului al XX-lea, poate cel mai mare. Pentru că așa cum evidenția părintele, atunci când predica părintele Toma Chiricuță, se bloca tot traficul, inclusiv cel din fața bisericii. Tramvai opra, toată lumea venea acolo și spunea este un moment pe care trebuie să-l adaptăm. De ce? Pentru că era un moment viu. De aceea, gândul acesta, al momentului viu, pe care și noi îl